aveți expuse niște panouri care prezintă o parte din opera doamnei arhitecte Henrietta de la Vrancea. Acestea au constituit o expoziție făcută cu ocazia Congresului Internațional al Femeilor Arhitecte, din care dânsa ne-a reprezentat cel mai bine. Cu această ocazie a fost făcută. Vreau să vă spun că ceea ce vedeți aici, ca să nu se creeze vreo confuzie, nu tratează opera doamnei de la Vrancea în ansamblu, dânsa are o operă vastă. A lucrat în domeniul meseriei 55 de ani, începând din 1926 și până în 1982. Deci a avut cea mai lungă carieră cunoscută de arhitect la noi în țară. De ce am făcut această expoziție? Această expoziție am făcut-o din două motive. Primul, pentru că opera dânsei este totuși puțin cunoscută printre arhitecți și mai ales printre cei tineri, și pentru că locul pe care îl ocupă dânsa sau pe care trebuie să-l ocupe în rândul arhitecților contemporani ei este unul pe cea mai înaltă treaptă. Am vrut să stabilesc prin asta locul pe care trebuie să-l ocupe alături de un arhitect ca Octav Doicescu, ca Horia Creangă, ca George Matei Cantacuzino. Deci acesta este locul dânsei, dovedit prin opera pe care a făcut-o. Cum vă spuneam, expoziția nu tratează toată opera dânsei, ci într-o formulă modernă este ceea ce a făcut dânsa mai bun. Nici timpul nu permitea și nici în vederile mele personale nu intră ca să prezinți în amănunt opera unui om, pentru că în momentul în care o prezinți total, vei constata că nu este posibil să fie la cel mai înalt nivel. Ori ceea ce am prezentat eu aici sunt lucrări de cel mai înalt nivel. Lucrările și epoca ei de glorie este cea între 1930 și 1940, moment când era la maturitate și în care a avut o mare șansă, a fost pe cai mari, cum se zice, pentru că a lucrat la Balcic și a avut, în primul rând, un beneficiar regal și, în al doilea rând, protipendada bucureșteană care a însoțit curtea regală și care și-a construit vile la Balcic. I-am dat o formă literară, ca să zic așa, aceste expoziții. Este făcută sub forma unei scrisori. În foarte scurt am încercat să spun mult și esențial despre doamna de la Vrancea. Această scrisoare pe care i-am scris-o la 20 de ani de la moartea dânsei a fost, cum vă spuneam, un pretext literar. De ce? La o expoziție pe care am făcut-o la București prin 1983, dânsa a vizitat expoziția, eu nu eram acolo și mi-a lăsat o scrisoare. Mi-a lăsat o scrisoare și urma să ne întâlnim. Dar timpul a trecut și dânsa s-a dus. Și nu i-am răspuns la întrebări. Și atunci am încercat această formă să-i răspund sub forma unei scrisori. Asta ca să explic de ce este o scrisoare și începe cu dragă doamnă de la Vrancea. Această femeie excepțională care a fost arhitecta de la Vrancea, am avut privilegiu să o cunosc și trebuie să vă spun
că era fascinantă. Nu numai prin opera dânsei, dar și prin personalitatea și prin prezența dânsei. Aș vrea să vă spun că ceea ce în primul rând îți vine în minte când te gândești la dânsa, este sigur și opera excepțională pe care a lăsat-o, dar în primul rând un profil moral. Deci este un om care și-a apărat, un om care a avut pasiune pentru meserie, un om care și-a apărat ideile, un om care a luptat să facă în România ceva ce aproape la nivelul ei n-a reușit nimeni. Dânsa a reușit să facă o sinteză între arhitectura modernă și arhitectura tradițională. Acest vis pe care ar trebui să-l aibă fiecare arhitect, dar care este foarte greu de împlinit. Dânsa a reușit, în special în vilele pe care le-a făcut la Balcic. A proiectat 17, din care mai există câteva. A fost o aventură gen Agatha Christie, pe care am avut-o în momentul în care ne-am dus la Balcic cu câțiva colegi arhitecți și, fără să știm nimic, am reușit în câteva zile, absolut în mod miraculos, nici astăzi nu m-am desmedicit, cum am putut să le găsim aceste case, fără să avem un indiciu precis. Au fost un șir de întâmplări care ni le-au dezvăluit. Am putut să intrăm în ele, am putut să le fotografiem, lucru care este, de fapt, foarte greu. Vreau să vă spun că printre noi se află ajutorul meu de bază, care este colega noastră, arhitecta Emma Pârlac, cu care și lucrez arhitectură și care a fost un sprijin de nădejde. Deci, casa Eco, la expoziția aceasta ar fi bine să vină protipendada actuală a Craiovei, ca să vadă ce casă avea un ministru de finanțe. Deci o casă funcțională, mică, o vedeți, ea este bine prezentată cu planurile ei, cu așezare foarte bună, pentru că este pe un, cu fața către mare și pe un teren în pantă. Deci dacă veți merge acolo, vă sfătuiesc să mergeți pe strada Iavorov. Deci pe strada Iavorov există trei case. Prima este aceasta a ministrului Kancikov. Vedeți? Aceasta este, aceasta este strada Iavorov, terenul cade. Deci ceea ce aici este parter și etaj devine încă un nivel folosind diferența de teren. Se vede secțiunea. Această casă este remarcabilă prin orizontala extraordinară, prin această logie. Deci amintește de lucrările lui Wright, această orizontală extraordinară, definitivă, această logie care face trecerea dintre interior și exterior, logia de la Kancikov, o vedeți acolo și sunt și niște explicații.